pensii, salarii, dar și despre alocații. Vedem care este opinia Partidului Social Democrat. Asta după ce am văzut deja lideri din PSD că cer demisia Violetei Alexandru, tocmai pentru că a făcut în ultima perioadă atât de multe declarații care până la urmă nu s-au concretizat în buzunarele românilor până la urmă. A fost astăzi în direct și fostul ministru al muncii Marius Budăi și el spunea de asemenea că situația în care ne aflăm astăzi ar fi putut să fie amânată, să nu se întâmple de fapt așa ceva, dacă actualii guvernanți ar fi comunicat mai bine. În scurt timp, iată, Olguța Vasilescu așteaptă să înceapă aceste declarații. Haideți să o ascultăm. Presă de astăzi, deși este o oră de duminică destul de târzie, dar nu puteam să nu luăm poziție față de toate măsurile cinice care au fost anunțate deja de nou guvern. Mai grav decât orice, mi se pare intenția de a majora vârsta de pensionare la 70 de ani și nu este o inițiativă asumată de vreun parlamentar PNL și nesustinută de partid, ci este un anunț care a fost făcut de la tribuna Guvernului României, chiar de doamna viceprim-ministru Raluca Turcan, și care recunoaște că modificarea va fi operată în funcție de reacția societății. Cu alte cuvinte, dacă nimeni nu ia poziție față de creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, acest lucru se va întâmpla. Este o înșelătorie, o farsă ceea ce vă vând ei și este asumat de la cel mai înalt nivel politic, adică de la președintele României și de la primul ministru Ludovic Orban. Vreau să vă spun foarte clar că nu este vorba de o opțiune, ci de o constrângere care îi va forța practic pe români să se pensioneze la vârsta de 70 de ani. Haideți să vedem, înainte de orice, ce prevede actuala legislație. Și acum, dacă vrei să muncești peste vârsta legală de pensionare, nu te poate opri nimeni. Fie rămânând în funcție cu acordul angajatorului, fie pensionându-te și apoi reangajându-te. În actuala variantă poți primi însă și pensie și salariu. Varianta PNL te obligă să optezi, fie pensie, fie salariu. Nu se poate și una și alta și asta este valabil și pentru mediul privat, nu numai pentru bugetari, pentru că automat toți românii vor opta pentru venitul cel mai mare, adică pentru salariu, nu pentru pensie, și astfel toată lumea va ajunge să muncească până la vârsta de 70 de ani, ca să nu mai spun că opționalul anunțat astăzi va deveni în foarte scurt timp cel mai probabil obligatoriu. Vă rog să cereți o statistică de la Ministerul Educației și să vedeți, de exemplu, câte cadre didactice care au vârsta legală de pensionare sunt încă la catedră, mai ales în zonele rurale, acolo unde este foarte greu de găsit personal calificat. Speranța de viață a bărbaților este de 71 de ani. Să vii și să vorbești despre ieșirea la pensie la 70 de ani este ca și cum ai recunoaște că de fapt nu mai vrei să mai plătești nicio pensie în România. E ca și cum familia pensionarului ar primi la pachet primul talon de pensie cu certificatul de deces. În nicio țară din Uniunea Europeană vârsta de pensionare nu ajunge la 70 de ani. Cele mai mari vârste de pensionare sunt în Franța, 66 de ani și 9 luni, Italia, 66 de ani și 7 luni, Portugalia, 66 de ani și 5 luni, și este inutil să vă amintesc ce proteste sunt la ora actuală în Franța din cauza faptului că se discută despre această vârstă de pensionare. În ceea ce privește creșterea contribuției la 6% pentru pilonul 2 de pensii, am atras atenția încă de la învestirea actualului guvern că acest lucru afectează pensia de stat, deoarece se diminuează procentul cotizat către pilonul 1. Nu pilonul 1 este Caritas, așa cum ne spune domnul Câțu, pentru că statele nu dau niciodată faliment, ci pilonul 2 poate fi eventual Caritas. Noi sperăm să nu se ajungă în această situație, dar cu certitudine Constituția României garantează dreptul la pensie de stat. După 10 ani de contribuție la pilonul 2,
Aș vrea să știți, pentru că este o informație prețioasă pe care nu ați văzut-o vehiculată în spațiu public până acum, în contul mediu al unui român s-a strâns suma de 6.671 de lei. Dacă mâine ar ieși la pensie și ar trebui să primească timp de 12 ani pensie, durata medie de viață luată în calcul după pensionare, adică 144 de luni, rezultă o pensie lunară de 46 de lei, adică 10 euro. Aceasta este pensia medie pe pilonul 2 de pensii. Presupunem că se dublează contribuția la pilonul 2 de pensii, asta înseamnă o pensie de 20 de euro. Cine se așteaptă că va primi de la pilonul 2 o pensie decentă care să o compenseze pe cea de la stat, se înșeală amarnic. Este motivul pentru care ne batem cu toate forțele ca să fie aplicată noua lege a pensiilor 127/2019, cea care garantează românilor o pensie decentă. Vă reamintesc de asemenea faptul că 3,75% cât este astăzi procentul virat către pilonul 2 corespunde unui procent de 5% înainte de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat. Am mărit procentul de la 3,75% la 6% pe actuala legislație. Este aproape o dublare a sumei nominale care va ajunge la pilonul 2, ceea ce automat atrage scăderea pensiei de stat de pe pilonul 1. Nu doar noi cei de la PSD spunem că ceea ce face PNL la ora actuală este un mare risc, o spune chiar și Academia Română în strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani și aș vrea să citez. Dacă îmi permiteți, mai multe fonduri la pilonul 2 produc un risc financiar sistemic și o gaură de venituri în bugetul de stat pentru pilonul 1. Strategia a fost elaborată în anul 2015, când vă amintiți că în spațiu public la fel se discuta foarte mult despre pilonul 2 de pensii. Observăm însă în ultima perioadă un adevărat concurs între partidele de dreapta în a-și bate joc de pensionari. Înțelegem că USR, prin programul de guvernare, își dorește reintroducerea taxei pe sănătate pentru pensiile mai mari de 1200 de lei. Taxa aceasta a fost eliminată în luna februarie a anului 2017 de către guvernul PSD. Iar pensia medie, la fel, probabil că știți foarte bine, în decembrie a fost 1.326 de lei și rezultă că dacă se va aplica această măsură a USR-ului, toți pensionarii aflați în pragul pensiei medii vor avea o scădere a pensiei. În plus, USR insistă de asemenea pe privatizarea asigurărilor de sănătate, ceea ce știm cu toții că poate să ducă la colapsul sistemului. Actualul guvern, și nu numai el, ci și celelalte partide care îl susțin, ne spun că nu mai sunt bani de pensii. Să pornim de la anul 2016, când am preluat de la vechea guvernare Cioloș un deficit la sistemul de pensii de 16 miliarde de lei. Am ajuns prin niște măsuri bune pe care le-am luat în guvernarea noastră și care au fost transferul contribuțiilor și impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie, să scădem acest deficit la aproximativ 2 miliarde de lei. Au eliminat impozitarea contractelor part-time, de unde vor pierde o sumă de 1,5 miliarde lei, deși această măsură adusese 200.000 de contracte de muncă în economia albă. Transferă 2,25% în plus de la pilonul 1 către pilonul 2, ceea ce va adânci în mod evident deficitul. Nu aplică legea Teodorovici privind reintroducerea sancțiunii penale pentru stopajul la sursă, ceea ce înseamnă o mai mică colectare. În acest context putem să înțelegem declarațiile lor alarmiste care spun că sistemul de pensii intră în colaps iminent, dar cred că ar fi bine de precizat că la sfârșitul anului 2019 sistemul de pensii nu avea absolut nicio problemă și putea să susțină toate aceste creșteri de pensii.
Spun că nu mai sunt bani de pensii, dar scutesc băncile de taxa pe lăcomie, care înseamnă 800 de milioane de lei. Dau ajutor companiilor din energie de 330 de milioane de lei, pe lângă scutirea de taxe de 600 de milioane. Scutesc companiile din energie și de plata certificatelor verzi, care înseamnă alte 500 de milioane de lei. Scutesc administratorii pilonului 2 de pensii de mărirea capitalului social, care vă atrag atenția că însemna o garanție în plus pentru noi toți cei care avem unității de fond la pilonul 2, că vom reuși să recuperăm totuși ceva la vârsta de pensionare. Iată că pentru români nu au bani, dar pentru corporații nu este niciun fel de problemă. Aș vrea să vă reamintesc pe scurt și care au fost măsurile pe care noi le-am luat în guvernarea PSD de 3 ani, 2017 până în 2019. Încă de la primele ordonanțe de urgență am eliminat impozitul la pensiile sub 2000 de lei și ulterior am scăzut de la 16 la 10% impozitul pentru pensiile peste 2000 de lei. De asemenea, pentru absolut toți pensionarii din România am eliminat taxa de sănătate, care fusese introdusă în toate pensiile de către guvernul Boc. Vă aduceți aminte că atunci când Curtea Constituțională nu i-a lăsat să taie pensiile, au găsit această posibilitate de a le scădea totuși, introducând aceste taxe pe care noi le-am eliminat. Am majorat de asemenea pensia minimă de la 400 la 704 lei și punctul de pensie de două ori în anul 2017, de la 871 de lei la 917 și apoi la 1000 de lei în luna iulie, devansând practic cu 6 luni creșterea punctului de pensie. De asemenea, în anul 2018 am crescut la 1100 de lei punctul de pensie și anul trecut la 1265 de lei. În paralel, am inițiat însă o nouă lege a pensiilor, care elimina foarte multe inechități din sistem, cum ar fi pensii diferite pentru persoane care lucraseră același număr de ani în aceleași condiții de muncă, dar pentru că au ieșit pe legislații diferite la pensie, au ieșit cu pensii diferite, inechitatea între pensiile bărbaților și ale femeilor, chiar dacă au lucrat în aceleași condiții și același număr de ani, femeile ieșeau cu o pensie mai mare. Am diferențiat de asemenea pensia minimă, astfel încât o persoană care a muncit timp de 35 de ani să nu aibă aceeași pensie cu o persoană care a muncit 10 ani. Am luat în calcul acordul global și alte drepturi de natură salarială în calculul pensiilor. Am instituit beneficii pentru urmașii pensionarilor și am crescut gradual prin lege punctul de pensie până la aplicarea noii formule de calcul VPR, de unde de asemenea avem o creștere de 30% în momentul în care se va aplica. Și mai important decât orice, poate în acest context al zilei, am menținut vârsta de pensionare. De ce am făcut această trecere în revistă? Pentru că am constatat că actualii guvernanți vorbesc despre o nouă lege a pensiilor care să elimine, vezi Doamne, inechitățile care ar fi la ora actuală în sistem, în condițiile în care ei nu trebuie să facă altceva decât să aplice legea care a fost votată de Parlamentul României și, bineînțeles, de la 1 ianuarie ar fi trebuit ca să se apuce de recalcularea celor aproximativ 5 milioane de pensii ca să poată să fie aplicată noua lege a pensiilor. Bineînțeles că nu s-au apucat de recalculare, la nicio casă de pensii județeană nu a început această recalculare. Și noi considerăm că nu mai trebuie să caute niciun fel de justificare acum, pur și simplu trebuie să treacă la muncă și să lase mai ușor văicăreala de pe Facebook, că nu-i ajută la nimic. Dalia Olguța Vasilescu cu declarații de ultimă oră despre ce se întâmplă cu pensiile românilor, dar și cu salariile acestora, critici extrem de dure
la adresa acestei modificări a vârstei de pensionare. Este în studio alături de mine și mulțumesc pentru asta, Sarmiza Andronic, analist politic. Vom comenta ce a spus Lia Olguța Vasilescu. Mergem însă, în primul rând, la Ministerul Muncii, la colega mea Gina Vacariu. Este alături de o doamnă pensionară. Ați ascultat, Gina, declarațiile pe care